Avem probleme imense în agricultură și fermieri în pragul falimentului, dar stăm și noi bine la ceva. Câmpurile cu rapiță. Este concluzia amară la care a ajuns rectorul ASE Nicolae Istodor. Văd prea multă culoare galbenă pe ogoare, ceea ce înseamnă rapiță. Nu știu dacă este chiar bine pentru noi, este de părere Istodor. Declarația a fost făcută în cadrul unei discuții la Banca Națională. România nu ar trebui să fie vizată de o criză alimentară, consideră rectorul ASE Nicolae Istudor. Producția agricolă a unei țări reprezintă principala sursă de asigurare a securității alimentare naționale, iar măsura în care securitatea alimentară se realizează prin producția proprie arată gradul de autosuficiență alimentară. România dispune de un potențial agricol ridicat, demonstrat prin suprafața agricolă utilizată, care în anul 2020 a fost de aproape 13,6 milioane de hectare, din care peste 65%, adică aproape 9 milioane de hectare, reprezintă teren arabil, conform datelor Eurostat. În ultimul timp am mers mai mult cu mașina prin țară și nu mi-a plăcut ce văd. Văd prea multă culoare galbenă pe ogoare, ceea ce înseamnă rapița. Nu știu dacă este chiar bine pentru noi și pentru securitatea alimentară. O altă formă a crizei alimentare este cea inflaționistă, mai spune acesta. Ea este generată de creșterea prețurilor la mai multe produse agroalimentare, care determină scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor. Putem afirma că securitatea alimentară a țării noastre reprezintă o problemă de distribuție și nu de disponibilitate. În aceste condiții, eforturile ar trebui îndreptate către crearea și consolidarea de organizații de profil agricol de dimensiuni optime, viabile, cu scopul realizării de produse omogene din punct de vedere calitativ și competitive din punct de vedere calitativ și cantitativ. În condițiile crizei alimentare iminente în care ne aflăm, este nevoie de investiții consistente atât din fonduri naționale, cât și din fonduri europene, atrage atenția specialistul în asigurarea și gestionarea resurselor materiale în agricultură și industrie alimentară.